Un bărbat a tăiat un vițel îngrășat și a vrut ca să facă un banchet împreună cu prietenii și cu rudele sale. Așa că a pus vițelul la rotisor și a scos băiatul său cel mare, a spus du-te pe stradă și anunță toate rudele noastre, prietenii noștri cei dragi, anunță vecinii noștri că am să dau o masă copioasă, o să organizăm o masă de bucurie. Băiatul a ieșit în stradă și a început să strige cu tâlțenia plămânii. Săriți pentru că arde casa tatălui meu. Haideți să stingem casa tatălui meu. Unii oameni au ieșit la balcoane, alții au ieșit la porți, unii decât s-au uitat după ferestre și după aceea s-au retras în casă fără ca măcar să le pese. Însă unii, așa cum au fost îmbrăcați când au auzit vorba că este un incendiu, un foc, au alergat la casa cu tâlcenia. Numai că acolo nu au fost întâmpinați de un incendiu, ci au fost întâmpinați chiar de o masă copioasă. Au băut, au mâncat, s-au veselit și a plecat toată lumea acasă fericită, a plecat toată lumea acasă sătulă. În final, tatăl l-a oprit pe băiatul cel mare și l-a întrebat: fiule, sunt foarte curios. Unde sunt rudele noastre? Unde sunt prietenii noștri? Unde ne sunt cei dragi nouă? Pentru că oamenii care au venit la masă nici măcar nu îi cunosc. Nu știu cine sunt aceștia. Și a spus: tată, rudele, prietenii noștri, vecinii noștri, cei dragi care ne sunt nouă, nu merită generozitatea și ospitalitatea ta. Aceștia care au venit ca să stingă focul, aceștia sunt cei care merită toată generozitatea. Așa că în viață, vedeți, avem prieteni, avem rude, avem vecini și nu de multe ori ei constituie familia noastră și nu de multe ori cei care credem noi că sunt cei alături de noi sunt. Pentru că știți, prietenii se cunosc atunci când este greu. Pentru că atunci când suntem într-o încercare se vede cine sunt cei aproape de noi. Și poate chiar dintre rudele noastre, de multe ori, nu să se bucure alături de noi. Ei sunt triști pentru bucuria noastră. Dar Dumnezeu ne-a recompensat cu prieteni și prietenii sunt bonusul său pentru rudele noastre care sunt puțin mai slabe și apatice față de noi. Am stat și m-am întrebat de multe ori de ce Domnul Iisus într-o zi când era la masă cu ucenicii a fost chemat și s-a spus: haide afară pentru că te așteaptă mama și frații tăi. Și Domnul a spus: mama și frații mei sunt aceia ce fac voia tatălui meu. Așa că faceți voia lui Dumnezeu, că voia lui Dumnezeu este ca noi să slujim aproapelui nostru, voia lui Dumnezeu este să sărim, să întindem mâna aproapelui nostru, voia lui Dumnezeu este ca să îl îmbrățișem de câte ori este căzut, voia lui Dumnezeu este ca noi să ne purtăm la fel ca Dumnezeu.